aflăm în ultima seară de sărbătoare la Zilele Moineștiului. Petrecerea continuă și în această seară cu trupe ca Bandidos, Taxi și Lora. Bună seara și bine ați venit la Moinești! Bună seara și bine v-am găsit! Cu ce gânduri ați venit aici? Cu gânduri bune, pașnice. Eu sunt o fire pașnică de felul meu, sigur, cu mare, mare bucurie, pentru că este pentru prima dată, prima invitație pe care am primit-o, aceea de a cânta aici la Moinești, și am venit cu mare, mare drag de la noi, de la Humor, așa cum am spus, cu drag și dor. Ați fost primită de publicul de aici? Extraordinar, nu mă așteptam, deși în lumea artistică am pășit de 11 ani, anul trecut s-au împlinit 10 ani de la debut și eu tot mă consider la început de drum, chiar dacă am 11 ani de la debut. Am avut așa o surpriză, chiar până la lacrimi am fost surprinsă să văd că oamenii mă iubesc atât de mult, că oamenii îmi știu cântecele. Zi, Ioane cu strica! Zi, Ioane cu strica, mă dâmblam cu li-li-li-la, cu suport din muzica, mă li-li-li-la. La afară s-a întunicat, mă dâmblam cu li-li-li-la, bună seara, noi ne-am dat, mă li-li-li-la. Bună seara, din triori, tâmblam cu li-li-li-la, la fetișă, la fișori, cu li-li-li-la. Oamenii din soi mă tirlam, tirlilililila, și pe dreca mă cu noi, tirlilililila. Să mă satur de jucare, tirlilililila. Să-mi stricare după mine, tirlilililila. Jocuința crește bine, tirlilililila.
o scrigare după minimă. Păi ce-o cu ista că știi bine? Da, eu îl joc cu hangul cunii. Să facem curaja lumii. Ho, ho, așa! Ce le transmiteți fanilor? Să iubească în continuare muzica de calitate. Pentru că este știut faptul, mulți chemați, puțini aleși, multe cântece, puține melodii care să-ți meargă la suflet și care să aibă, nu știu, să păstreze ceea ce străbunii noștri au păstrat. Așa zic și bane către mine, că eu zic și ieri două peșinini, măi mă. Să se ducă și la altii fieti, mi se numai dragă nădejde, măi mă. Bine măi unică, ca să dau guriță, nu mai sta sarea nepărătiță. Bine și de sară, bani care rară, să începem la mostea iară. Și frumos și om de treabă și vecinii liniștiu de grab, măi mă. Dacă se grăiască orice și mie, că vin noi lunii dispart de nimeni, măi mă. Vine măi unică ca să dau guriță, nu mai sta sarea nepărătiță. Vine și de sară, bani coare rară, să începem dragostea iară. Mulțumesc tare mult și vă mai așteptăm pe la noi. Și eu vă mulțumesc mult și în mod special domnului primar, cel care m-a invitat și m-a simțit extraordinar și îl felicit totodată pentru faptul că a reușit, deși, iată, e un an de criză și nu i-a fost deloc ușor, a organizat un astfel de spectacol pentru oamenii de aici. Deci, semn de prețuire și respect. Bună seara și bine ai venit în Moinești. Bine v-am găsit. Cu ce gânduri ai venit aici la noi? Cu gândurile cele mai nebune, cum îmi stă mie în caracter. Am venit să fac un pic de scandal și gălăgie, ceea ce s-a și văzut pe scenă și mai ales în public. Am venit cu o mare bucurie. Nu-i prima oară când venim la Moinești. Nu am mai cântat aici de foarte multe ori. Și vin întotdeauna bucuros să revăd prieteni dragi și o gașcă nebună ca la Moinești. Cu scandalul despre noi la radio. Fetele dansează strada.
trepidează Sperarea aia vecinilor. N-avem ocupație, doar o obligație să facem show. Când îi leagă toată regula, e o nebunie, este anarhie. Nu cred că e nevoie de altceva. Tot se revibrează, locul trebibrează. Înveche sună ca un ecou, ca o incantație, ca o fascinație. Să facem show! A fost primit de publicul de aici? Păi nu s-a văzut? A, nu se vede în cadre, ok. Ce-ai simțit tu? Păi eu nu m-aș mai fi dat jos de păștână. La un moment dat ni s-a zis, băieți, mai aveți două piese și gata. Da, cu palmele! Când obtus, confus mereu, comoditate sau știe o blazare. Văd pe chipul său când spune închide sec și ochii ta când mai primești un pobârnat. Liniștit pe fundul său gândește bine și așa rău. Bumba, bumba, bumba. Mânuța în aia, toată gloșca. E bine și așa rău. E bine și așa rău. Florin, vreau voce mai tare în toate monitoarele, te rog frumos. Atunci când nu este ceva de vina pe altcineva și crede ca în vis mereu strigând e bine și așa rău. În gând am fost confuz mereu comodit. Să știu o razare pe tipul său când spune bine și așa rău. Se poate și mai tare, măi, ne!
seară. Vă vorbește domnul Nicolae Iorga. Așa pentru moineștenii noștri. O, Doamne, ce să mai zic, că pe mine m-ați înnebunit așa urare. Mișule, hai să le spunem o urare la gașca nebună din Moinești. Lasă paharul de cola. Da, da, să ne se vadă. El e Mișu, colegul meu de la pian. Bună ziua sau seara? E seara. Seara. N-ai uitat. Spune o urare pentru Moinești. Vă doresc ceea ce îmi doresc și mie. Multă sănătate, și bucurie. Și bani mulți, da, bani mulți, știm. Mai noi sunteți cei mai tari, vă mulțumim mult de tot, a fost fain, 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 abia așteptăm să mai venim. Bună seara și bine ai venit în Moinești. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Când vrei veni la noi? Păi am venit să ne cunoaștem mai bine, să văd și eu cum e treaba pe aici. M-a surprins, a fost un public minunat. Oh!
dansează. Need a message. A fost primită de publicul din Moinești? Foarte bine, chiar mă bucură de câte ori sunt pe scenă. Hai, Costi! Same, but now you know it's always made the thing.
urmare pentru zilele Moineștiului? La mulți ani, să fiți mereu la fel de zâmbitori și primitori. Gânduri ați venit la noi? Să ne mai chemăm așa a doua oară, că cred că e, dar nu, sper să nu mă înșel, dar cred că nu mă înșel. E prima oară în aproape 14 ani de când existăm noi ca trupă și, na, înseamnă că este un public foarte pretențios. Și în sfârșit, acum am reușit să satisfacem exigențele și dar am cântat frumos, cum ziceam, și pe scenă, poate ne mai chemați. Să plângi, să încerci, nu știi, să știi.
dacă atâta timp a trecut aproape fără rost, de fapt totul a rost, fără să știu. Dacă atâția ori s-a închis încet, încet, peste mine, de ce n-aș vrea să ne rețin? Să învăț, să vezi, ascult, să ascult, pot, să pot, vrei, hei, hei. Toate cuvintele și nu mai știu mie de căcat. O, și dară, o, și dară. Ați fost primit de publicul de aici? Bine, având în vedere faptul că na, a fost prima oară, n-am mai luat contactul cu oamenii până acum, n-am mai venit pe aici. De la noi s-a văzut foarte bine, asta nu contează, contează cum s-a văzut de la ei. Asta contează, că așa, nu, cum a fost la mâini? Bă, a fost foarte frumos și dacă întrebați lumea, deci nu contează ce credem noi, contează ce cred oamenii. Întotdeauna publicul are dreptate. Țin un pic și eu, cred că o să fie nașpa, cred că o să fie greu. Nu știu dacă ai sensizat, dar e o criză mondială. Așa că aleargă și tu prin casă, că nu trebuie să mergi la sală. Și nu trebuie să mergi din trei, în trei zile la solar. Că nu trebuie să arăți de parcă ai locuit în Kandahar. Și nu trebuie să-ți cumperi 20 de reviste colorate. Că tot ce găsești într-una o să găsești în toate. E criză, nu te uita la mine ca pinguinul la baliză. E criza, mai scoate fratipilatorul și placa de păr din priză. Că e criza, dacă nu te fotolești, te duc la psihanaliză. E criza, criza, criza. Iubita mea, te rețin un pic și eu. O să fie din ce în ce în ce în ce, ce mai rău. Criza asta e acută, criza asta e serioasă. E mai mare decât aia pe care o faci tu prin casă, deci mai ușor. Cu mâncatul în oraș pe undeva, mi-a venit o idee, ce-ar fi să gătești ceva mai ușor cu cumpăratul, că tu cumperi agresiv. Am impresia că suferi de shopping compulsiv. E criza, una. Nu te uita la mine ca pinguinul la baliză. E criza, mai scoate frână, epilatorul și placa de păr din priză. Că e criza,
dacă nu te potolești, te duc la psihanaliză. E criză, criză, criză. Și eu, uita mea, te rețin un pic și eu, că mă roade de mult timp și-am vrut să te-ntreb mereu. Eu înțeleg că vrei șampon și să pun că vreau și eu, dar nu înțeleg ce faci cu atâta creme pe cuvântul meu. Ai creme de față, de mâini, de picioare, de zi și de noapte, hidratante, creme de baie, creme de slăbire, creme de masaj cu nu știu câte plante, creme gomaj, creme antirid, creme cu aloe vera, creme firmate. Eu am o singură cremă de ras, goală pe jumătate. E criza, oh da! Nu te uita la mine ca pinguinul la baliză. E criză. Mai scoată fânul gratorul și placa de păr din priză. Că e criză. Dacă nu te pocolești, te duc la psihanaliză. E criză, criză, criză. Dar tu cu ce ai în poșetă poți să umpli o valiză. E criză, criză, criză. Dar tu ești la fel de senină ca un pescăruș în briză. E criză, criză, criză. Dar tu ești la fel de relaxată ca un morsă pe banchiză. E criză, oh. Nu te uita la mine ca pinguinul la baliză. E criză, da, 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 da. Mai scoate fânul, chinatorul și placa de păr din priză. Că e criză. Dacă nu te potolești, te duc la psihanaliză. E criză, 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 da, 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 da. Păi da. Foarte bine, îmi beau cafeaua liniștit. Mă plimb seara pe străzi. Poate câteodată la tine mă gândesc. Și te caut în toate femeile pe care câteodată le întâlnesc. Și te vreau în toate femeile pe care câteodată le doresc. Și te văd în toate femeile pe care am impresia că le iubesc. Încă mai, 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 mai greșesc. De când ne-am avenit, duc la toate filmele noi. Chiar ieri am văzut, am fost în oraș. Mi-am luat niște CD-uri, le ascult când mă trezesc. Aseara am început o carte nouă. Te vedeam prin terenul și pe tine. Și asta mă face să cred că-mi poate câteodată. Oh, da! La tine, la tine, la tine mă gândesc. Și te caut în toate femeile pe care câteodată le întâlnesc. Și te vreau în toate femeile pe care câteodată le doresc. Și te văd în toate femeile care am impresia că le iubesc. Încă mai, 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 mai greșesc. Ara, 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 ara. Încă mai, 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 mai greșesc. Mă întâlnesc cu toți prietenii tăi care între timp au devenit și ai mei. Și-mi spun mereu, întreb ce mă fac eu. Eu te caut în toate femeile pe care câteodată le întâlnesc. Și te vreau în toate femeile pe care câteodată le doresc. Și te văd, te văd, te văd în toate femeile pe care am impresia că le iubesc. Încă mai, 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 mai greșesc. Încă mai, 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 încă mai, 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 mai greșesc. O urare așa, ca de ziua Moineștiului. Iubiți-vă sănătoși, iubiți-vă sănătos!
Și Doamne ajută să, da, și să dați-mi voie să, da, exact, la mulți ani, clar, și la mulți ani și pentru 9 ani, dați-mi voie să fiu primul care, că nu ne mai vedem, clar, până la Revelion, să fiu primul care vă urează sărbători fericite. A? Cum e asta? A venit momentul să-mi iau la revedere de la voi. Ediția de la Zilele Moineștiului i-a sfârșit aici. Noi ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră. În continuare vă las cu programul Impuls TV. O seară minunată!